poziție de șut, Papo, Papo, frumos pătrunde, Papo! Ce gol marchează francezul Papo! Excelent! Super acțiune a lui Papo! Iată că victima preferată a gazdelor în acest meci, că nu uită, Papo a fost pus la pământ rău de tot în două rânduri, este cel care fructifică această fază când și-a ales și Înghezana să cadă. A, nu de la el vine, de la pasa, da, aia lui Popescu. La Ovidiu Popescu, da, el a greșit acolo. Pantea nu atacă, dau asta și el se uită. Și Papo, jucător tehnic, jucător inspirat, cu soluții. Papo! Frumos gol!